Coaliția pentru Unitate și Bunăstare consideră că actualul Parlament poate și chiar e obligat să consfințească limba română în Constituție. Igor Munteanu, președintele CUB, susține că decizia poate fi luată fără să fie nevoie de majoritatea constituțională de 67 de voturi, pentru că decizia Înaltei Curți din 2013 privind denumirea limbei de stat este finală și obligatorie pentru executare. În cadrul emisiunii Centrivnimania de la Publica TV, Munteanu a precizat că partidul pe care îl conduce s-a bazat pe analiza mai multor experți în drept constituțional, printre care Tudor Panțâru și Alexandru Tănase. Odată fiind emisă hotărârea Curții Constituționale cu privire la articolul 13, nu mai este nevoie de votat în Parlament cu votul deputaților din actuala componență un amendament la Constituție, ci Parlamentul este obligat să aducă modificările respective fără ca să mai voteze, pentru că asta este o interpretare definitivă și finală a Curții Constituționale. Igor Munteanu afirmă că în prezent deputații vor trebui să găsească o formulă potrivită juridică a acestei decizii. Adică argumentele din 2013 a tuturor partidelor că nu le ajung cu numărul necesar de voturi... Este un argument fals. Deja instrumentarul juridic trebuie ei singur să-l decidă. Dar hotărârea Curții Constituționale are putere definitivă și ea nu poate fi pusă în discuție. Este finală și trebuie să rezolvăm o dată această problemă. Deputații din majoritatea parlamentară susțin însă că modificarea Constituției nu este posibilă fără cele două treimi de voturi prevăzute în legea supremă. Este suficientă pentru a spune că da, noi vorbim limba română și toți suntem de acord cu asta. Și bine, Curtea Constituțională alta ce a decis. Acum scrie în Constituție textul ăla, cuvântul ăla, ce să facem cu el? Trebuie să-l corectăm. Fără 68 de voturi nu putem să-l corectăm. În decizia Curții Constituționale din 2013 se constată că declarația de independență a Republicii Moldova, care prevede că limba de stat este română, prevalează în raport cu legea supremă, care în articolul 13 prevede că limba de stat este moldovenească, funcționând în baza grafiei latine.